chimia cu noi colegi de set? Cum este chimia? În primul rând că este o perfectă chimie, pentru că am regăsit aici colegi cu care fie am mai jucat, fie joc pentru prima oară, dar care au acel tip de energie creativă și, în primul rând, particular, vă spun, off the record, cred că nu se înregistrează, în pauze râdem foarte mult împreună, au un tonus foarte bun și cu toate că zilele de filmare pot fi chiar foarte lungi, cum e și astăzi, ce ne ține împreună e tocmai acest umor și acest spirit de colegialitate și mai ales această miză a serialului, povestea de care suntem îndrăgostiți cu toții. Conturarea personajului și aducerea lui la propria personalitate a reprezentat o provocare? Da. Pentru că personajul meu, Pelicanul, pot să spun, nu? Bineînțeles. Da? Pelicanul, care e locotenentul clanului, al lui Bebe Măcelaru, și care face echipă, că și el la rândul lui are un locotenent, ca așa ierarhia în clan, pe Codin, care este Iulică, au un limbaj foarte pitoresc și foarte colorat, aproape au o logică inversă, ei fiind perfect conștienți de ceea ce urmează să facă, dar vorbirea lor este, în loc să spunem, să zicem, a mai fost cineva, mai a fost cineva, deci răsturnările astea care dau savoare personajului, dar, în schimb, din personalitatea mea apare foarte mult tipul de umor sau tipul de a gândi și mecanismul specific, pentru că la casting regizorii, producătorii au ținut foarte mult cont și de felul nostru de a fi, de temperamentul nostru. O caracteristică care vă place cel mai mult la acest personaj? O caracteristică, în afară a faptului că are un limbaj pitoresc și că e foarte implicat în toată povestea, cel mai mult îmi place că are acest balans între pericol și umor. E foarte ludic. E foarte, foarte ludic. Cum credeți că va percepe publicul acest nou personaj pe care îl interpretați? Ciudat, suntem încă în perioada de filmări, n-am încă o viziune a întregului material filmat, dar eu cred că îl va percepe ca un soi de, hai zicem, canalie periculoasă. O activitate preferată pe care o aveți în timpul liber? Acum neavând timp liber, dar o activitate preferată, recunosc că îmi plac foarte mult călătoriile. Atât în țară cât și în afară, dar călătoriile, pentru că în felul ăsta mai cunosc lume, fiind o persoană comunicativă, îmi place să dau contact cu persoana mea, deci călătoriile.